Bună ziua! În acest videoclip vreau să vă arăt cum se taie trandafirul de dulceață. Pentru că tot i-am tăiat pe cei polianta de decor și pe cel tea hibrid, am trecut și la tăierea trandafirului de dulceață. Deja nu mai este un secret pentru nimeni și nicio curiozitate. Sculele foarfecii se dezinfectează obligatoriu. Eu folosesc alcool izopropilic, are 99,8% puritate, se evaporă instantaneu și omoară orice germen posibil. Îl pun într-o sticluță cu pulverizator pe care o țin în buzunar întotdeauna. Dezinfectez și trec la treabă. La trandafirul de dulceață, ca la orice trandafir, înflorirea se face pe lemn tânăr, de aceea scopul este de a aduce mereu lemn tânăr în tufa de trandafir. Vom elimina rengile mai bătrâne sau cele care au produs și ramificate. Vom elibera tufa în interior pentru a primi lumină. Tăiem ramificațiile. Eliberăm coroana și asigurăm o bună ventilație și acces la lumina solară. Cam 7-8 ramuri pe tufă e suficient să fie. Sunt suficiente. Nu le scurtați, le lăsați așa cum sunt. Aici am 5 rămurele, atât am avut. Folosiți mănuși groase pentru a vă proteja mâinile. Și cam asta este. Uitați. Mi-au rămas 5 rămurele, tinere, de un an. Și asta a fost tot. Nu e mare filozofie. Și continuați așa cât aveți dumneavoastră. Vă doresc flori frumoase și sănătoase. La revedere!